Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție al Județului Timiș, Biroul de Analize și Prevenire a Criminalității și Biroul de Siguranță Școlară și cu Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Timișoara, a derulat în această vară o serie de întâlniri cu asistenți maternali din Județul Timiș și cu tineri aflați în plasament, scopul fiind acela de a le oferi mai multe informații despre prevenția abuzurilor și neglijării asupra copiilor, prevenția violenței domestice și a criminalității informatice, precum și noțiuni referitoare la comportamentul antidelictual și antivictimal. Tot cu această ocazie, celor prezenți li s-a explicat importanța sesizării la timp a unui caz de violență sau abuz asupra unui copil, de multe ori un simplu telefon putând salva o viață. Astfel au fost oferite materiale informative și s-a discutat despre importanța apelării numărului unic național pentru copii 119, destinat semnalizării cazurilor de abuz, exploatare, neglijare a copilului. La acest număr de telefon poate suna 24 de ore din 24 orice persoană care are cunoștință despre un copil aflat într-o situație dificilă. La întâlnirile care au avut loc în perioada 18 iulie-7 august au participat aproximativ 200 de asistenți maternali și copii aflați în plasament, întâlnirile având loc în Timișoara și în comunele Bethausen și Pișchia. Întâlnirile vor continua până la sfârșitul vacanței, urmând ca echipa formată din reprezentanții celor trei instituții partenere să se deplaseze și în alte localități din județ.